Despre cancerul de sân știm că este o boală destul de frecventă în populație, probabil mai frecventă decât ne-am dorit să fie, și știm că există diferite metode de diagnostic precoce, există metode de prevenție și, în general, în medicină știm că prevenția este mai importantă decât tratamentul. Despre cancerul de sân mai știm că este descoperit la timp, este un tip de cancer tratabil și complet vindecabil pentru situațiile diagnosticate la timp. Prevenția în cancerul de sân, în general, nu e o prevenție specifică, e o prevenție care se referă la un stil de viață sănătos, la eliminarea stresului, la a avea un stil de viață cât mai echilibrat, cu o alimentație potrivită și, pe cât posibil, cu un stil de viață cât mai echilibrat, cu sport, cu o dietă adecvată. Pe de altă parte, există un anumit procent din populație care poate fi mai predispus în a dezvolta cancer de sân și vorbim aici de cancerele de sân determinate genetic, cum sunt cele date de mutațiile BRCA. Iar pentru aceste situații, în aceste familii care sunt diagnosticate cu mutație BRCA, știm că putem să facem prevenție printr-o testare precoce și, de asemenea, printr-un screening mult mai precoce. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru aceste paciente, prevenția cancerului de sân se poate face inclusiv pentru anumite situații și cu anumite criterii foarte bine stabilite, se poate face prevenție chirurgicală prin scoaterea ovarelor la peste 40 de ani la aceste femei, spre exemplu, sau inclusiv la recurgerea la mastectomie bilaterală dacă există o astfel de mutație diagnosticată. Însă, în general, prevenția la modul general pentru cancerul de sân constă practic în ceea ce noi numim screening prin mamografie la pacientele care au împlinit 40-45 de ani. După 45 de ani recomandăm ferm o mamografie pentru toate pacientele care nu au făcut niciodată un control la sân. Și, în general, putem spune că dacă există un screening prin mamografie și pacientele se prezintă regulat la medic, atunci diagnosticul unui cancer de sân făcut precoce poate să asigure și vindecarea și tratarea eficientă a acestui tip de cancer. Pe de altă parte, cel mai frecvent noi diagnosticăm cancerul de sân, din păcate, în România, în stadii puțin mai avansate și de aceea încurajăm pacientele să vină la screening, încurajăm pacientele să vină la controle periodice, un control anual la medicul ginecolog care presupune și palparea sânilor, care presupune și efectuarea unei mamografii, sunt esențiale în diagnosticul precoce al unui eventual cancer de sân. Pe de altă parte, dacă diagnosticăm precoce un cancer de sân, există inclusiv șansa și posibilitatea să poată fi evitată chimioterapia, să poată fi evitată o intervenție extinsă, o intervenție radicală, cum este mastectomia. Există și cancere de sân și care frecvent se pot trata prin conservare, chirurgie care să conserve sânul, care să nu necesite mastectomie. Și de aceea, cu atât mai mult, încurajăm pacientele să vină la controle, să vină la screening în acest sens. Tratamentul în general al cancerului de sân, e adevărat că cel mai frecvent constă în tratament chirurgical. Și după cum spuneam, dacă vorbim de un cancer diagnosticat precoce, atunci putem să luăm în calcul o intervenție mai puțin invazivă, o intervenție care lasă mai puține sechele pentru paciente și care presupune practic o recuperare mai bună și mai rapidă. Pe de altă parte, chimioterapia poate face parte din tratamentul cancerului de sân și poate să includă aici și radioterapia și hormonoterapia. Însă, în general, există o echipă multidisciplinară care se ocupă de pacientele diagnosticate cu cancer de sân și acest tratament este tot timpul efectuat într-o echipă extinsă de medici.